Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Tina și v-am adus cel mai simplu și mai rapid de desert, muffins cu căpșuni, cunoscute mai ales ca brioșe cu căpșuni. Cam atât sunt de pufoase, iar de gustoase nu vă mai spun, căci sunt niște brioșe cu iaurt și unt și pe care le puteți face cu orice alte fructe. Avem nevoie de următoarele ingrediente. 100 de grame de unt moale cu minim 80% grăsime, 100 de grame de zahăr, 2 ouă, 125 de grame de iaurt grecesc, 225 de grame de făină, o linguriță cu extract de vanilie, 5 grame de praf de copt, sare și 12 căpșuni mici întregi. Sunt niște prăjiturele pufoase și aromate și, așa cum ați văzut, cu puține ingrediente. Partea și mai bună este că pot fi făcute oricând cu orice alte fructe, fie că le faceți cu fructe micuțe întregi, așa cum le-am făcut eu, fie cu fructe mai mari, tăiate în bucățele. Încălzim cuptorul. Peste untul moale punem zahărul și mixăm întâi la viteză mică, apoi o mărim treptat până când zahărul nu se mai simte și avem o cremă pufoasă care se deschide la culoare, cam 5-6 minute. Dacă vreți ca treaba să meargă mai repede, în loc de zahăr tos, puteți folosi zahăr pudră. Din când în când oprim mixerul și adunăm compoziția de pe marginile castronului. Adăugăm ouăle, unul câte unul, și batem bine, la viteză medie, după fiecare ou adăugat până la încorporarea completă. Punem iaurtul grecesc, extractul de vanilie și o jumătate de linguriță cu sare și mixăm la viteză mică până la omogenizare. Peste această compoziție cernem făina și praful de copt și amestecăm ușor cu o spatulă cu mișcări de jos în sus, ca și cum am întoarce compoziția până la omogenizare, dar nu mai mult. Cu o lingură pentru înghețată sau cu două lingurițe, punem aluat în formele de brioșe în care am aranjat hârtiuțe pentru copt. Punem compoziție până la aproximativ jumătate din înălțimea fiecarei forme și în mijlocul fiecăreia așezăm câte o căpșună mică. Fiind micuțe, eu am pus câte o căpșună întreagă, cât să fac în mijlocul fiecarei brioșe o inimioară. Dar, dacă aveți căpșuni mai mari, le puteți tăia în jumătăți sau în sferturi. De altfel, puteți pune cam orice alte fructe. Cireșe, vișine, afine, zmeură, mure, bucățele de caise sau de piersici. Cu aluatul rămas, acoperim fructele cât de mult putem. Acum nu este obligatoriu să puneți căpșunile chiar în mijloc, mai ales dacă sunt mari. Ele pot fi tăiate în bucățele și puse fie în aluat sau deasupra, apăsându-le ușor, la fel și alte fructe pe care vreți să le folosiți. Punem tava cu brioșe în cuptorul încălzit la 180 de grade pentru 30-35 de minute până când sunt rumenite și trec testul scobitorii. Le lăsăm 5 minute în tavă, apoi le scoatem pe un grătar de bucătărie și le lăsăm să se răcească complet. Cu o textură umedă și pufoasă în același timp, perfecte la micul dejun cu o cafea, pentru pachetel sau la desert, le servim simple, pudrate cu zahăr vanilat, stropite cu ciocolată topită, decorate cu un moț de frișcă, ornate cu diverse creme sau le putem face o glazură. Pot fi păstrate în cutii închise ermetic 2-3 zile. Rămân la fel de moi și de pufoase. Sper să vă fie de folos și, dacă le încercați, puneți-mi într-un comentariu cum v-au ieșit.
Dacă vă sunt de ajutor rețetele mele, abonați-vă la canalul de YouTube și activați notificările. Vă aștept cu drag în mica mea bucătărie cu rețete noi. Până data viitoare, să aveți zile delicioase și spor la bucătărit!